Iată-l mai acum, mai pe Salvator României, măi. El a venit din Țara Sfântă și a intrat direct în Partidul România Mare. N-a făcut acolo mulți purici, însă prin Parlament tot s-a plimbat vreo 4 ani. Acum face un pas și mai mare, măi. Vrea să fie primul președinte semit al României. Ia ascultați, măi, cum este el invitat mai pe scenă, măi. De însă și înălțimea sa, Monica ca Columbeanu, măi. Părintele scenă și pe domnul Nati Meir. A pregătit un discurs aici din România, dar eu vreau să vorbesc din inimă, așa că vreau să fac așa. Deci, măi, vorbește el din inimă, dar plătește bine. Iată-l și pe Neamădălin Voicu aici la Paranghelie, că dacă e de încasat, el se bagă. Succes! Viață lungă, carieră lungă și să fie cât mai lungă. Bravo, Neamădăline, arde-l pe Ițic, pardon, arde-l pe Nații, că e președinte cu dare de mână. Dă la toată lumea, dar cel mai abitir de la fetele care s-au prins cu el în hor, măi. Ține minte trei cuvinte, Nati Meir, președinte. Și după candidații Nati Meir, Vadim și regele Duda, iată următorul potențial președinte. Aplauze pentru-l, clovnul Dorel! Hopa, 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 doamnelor și domnilor, dacă e să ajung președinte, da? Voi face niște jonglerii cu legile, de nici nu o să vă dați seama. Mulțumesc frumos, mulțumesc! Bravo, domnul candidat! Asta nu-i nimic neobișnuit, dar ce v-ați propus dumneavoastră să realizați? Dacă îmi dați voie, vă rog frumos față de actualul președinte care învârte mai mult pahare, eu voi învârti farfurii! Mulțumesc, mulțumesc, aplauze! Bine, bine, nu e rău, dar suntem obișnuiți și cu învârtelile, altceva mai aveți? O să fac lumea să râdă, observați, iau, 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 iau! Râd, da, și candidatul anterior, domnul Nati, făcea la fel. Atunci o să scoți flăcări pe nas, dacă îmi permiteți chiar da, aici. Da, nu, asta făcea și Vadim, numai că îmi scotea și spume. Păi atunci o să fac o scamatorie deosebită, da? Dacă îmi permiteți. Cum e? Asta a făcut și domnul Duda, din actor a devenit nobil. Hocus pocus, da, atunci hocus voi face pocus. Ceva mai deosebit. Ia. O să fac să dispară ceva, vă rog. Stai, asta a făcut-o deja domnul Crin Antonescu cu domnul Tăricianu. Mai aveți și alte lucruri? Da, dați-mi voie chiar aici, acum, în acest moment, voi face un triplu salt mortal, dacă îl vă rog. Nu? Domnul Joana a făcut-o deja când s-a lansat în campanie. Dacă îi pune pielică în ghilie, no, o să-și rupă gâtul. Dați-mi voie, mi-a venit o super idee, voi fi omul Iulia. Aplauze, mulțumesc. Nu. E tot domnul Nati un candidat de bubuie. Bine, atunci eu nu știu decât să mă fac de râs. Bravo, asta e foarte bine. Mulțumesc. Aplauze pentru clovnul Dorel. Un alt candidat care se va face de râs. Mulțumesc. Ești așa de râs că o să-ți plâng și ție de milă. Mai nu mai aplaudați, mai nu mai aplaudați, mai Nati, mai unde ești, mai Nati, mai unde ne lăsam, mai aici, mai zi, mai. Dacă printr-un absurd dus la extrem, Nati Meir ar ajunge vreodată președinte în viața lui, în viața vieților lui, iată cum arată o zi din viața lui, ca și a noastră, zi, măi, ștrun, zi. Mai imediat, mai Iții, măi, atenție, mai problem. Deci, a la ora 7, Havanahila, Havanahila. După care numărat banii, mai o gustărică cu șer, că nu se mănâncă mai brânzică și carne în același timp. Întâi carne, mai, și după 8 ore la micul dejun brânzică, zi, măi. Apoi mai citim un pasaj din Tora, mai, și numărăm banii. Apoi, măi, sărbătorim, măi, Hanuca, candidaturii, obicei tradițional românesc, aprindem o lumânare și, bineînțeles, numărăm banii de președinte, măi, mult, măi, bani, măi, măi. Apoi, măi, mergem la sinagogă, unde nu dăm bani la cutia mine, apoi dăm bani în sân la femei, după care numărăm bani să nu dăm prea mult acolo, înțeles? Stai, moment, măi. Apoi tot restul zilei, măi, facem bani, măi, bani, mulți bani, mulți bani, măi, să avem, măi, să numărăm mâine, măi, măi. Apoi aseara, mâncăm brânzica de dimineață, ne uităm la știri, să râdem de Vadim și apoi, măi, înainte de culcare, ce facem? Spune tu. Măi, deci, baie, nu mai numărăm, măi, bani, măi, că am obosit, măi, suntem foarte obosit din timpul zilei, gata, ce după amiază, dacă avem timp, ne uităm la Măruță, dar la ce plictiseală e acolo, nu ne mai uităm. Hai, mă, când începe să cântați? Ăștia sunt suși toți, băi, începe să cântați sau nu? Ceva incredibil s-a întâmplat, doamnelor și domnilor! Avem un invitat special la noi în studio! Atenție pentru tatălui lui Irinel Columbeanu, băi! Da, să-mi pic, trăiește? Trăiește, băi! Dar ce, bă, taică-su, părea că trăiește? Așa. Hai să vedem!
Ce mai faceți, domnul Columbeanu, Columbeanu, Columbeanu? Ce face, ce se face? Bani face? Păi dacă n-a face bani, ce ar mai cheltui Irinel pe clubul? A, și cum vă simțiți acum? E un pic emoționat, sunt așa, fiindcă nu merg niciodată singur la emisiuni, numai cu tatăl meu merg, care trebuie să vină, ia uite, tată, vino, hai! Ia uite! Da. Băi băieții, că ia tu-te tu acasă! E, de ce? Că am văzut niște manechine bune rău la emisiunea asta, auzi, dar ce emisiune aici? Cântarea României, ce e aici? Deci eu a venit primul, eu iau manechinele, te rog foarte mult! Dacă nu ești cu minte și mă superi, te spun un bunică tu. Da. Tati, ăsta nu vrea să plici de aici. E adevărat. Ce vrei să-i face? Nu știu nepoată-mi lui Irinel că m-a blocat cu Bentley lui, dar n-am putut să ies din garaj cu Fordul meu, te model 1925, tine ce-ai zis? Tatăi, ești prea bătrân pentru televiziune. Ce, mă? Cu ce rușine când cumpăram eu aparatul lui Flacin Lumier, tu nici nu erai pe lume. Vrei să-l chem pe tata să spună? Tate! Tate! Nu! Nu vă mai suport! Nu vă mai suport! Trăiește și stră moșul lui Irinel! Trăiește? Păi normal că-l trăiește, că-l ține tasul pe banii lui acasă, normal. Oh, vă mulțumim! Până, vă rog, până ies moșii din platou... Hai, ieșiți din platou! Hai că fac că cinste în bambu! O să trecem la moș Rubal! Plecați de aici în bambu, mă, nu vă e rușine, să duc în bambu. Mă, plecați, mă, fugiți, mă, de aici. Bă, ce generație a fost. Ce degenerație. Ce-o fi mâncat ăștia? Sărăcie! S-a întors Nikita pe micile ecrane. La cât e de mediatizată, or să se bată ăștia care să transmită în direct de la livrare. Că dacă nu știați, fetița mai are un pic de stat în burdihan și o să iasă în lumea asta, sărăcuța. Revenind la subiect, sărăcia se ceartă cu ziaristele mondene în direct pe telefon. Aceste pupe de o apărușire... Nu, te rog, folosește alt termen. Aceste trei domnișoare care ziariste sunt ziariste. Trebuie să știe, celebre. Că pe Cristina Herea, Nază Lopătar, o să vadă când o dau ochii cu mine. Nu, te rog, e frumos, mai folosi termeni ăștia, că nu mai putem continua discuția. Găsește alte modalități. Trebuie să știe o țară întreagă că aceste trei pupeze sunt moarte de foame la orice chestie mondenă care apare și n-au leu un butonar. Eu nu cred asta. Bun, și ele vin, ele trebuie să ne mulțumească nouă vedetelor și datorită tabloidelor care se fac, datorită noi așa cum suntem, bolnavi, nebuni. Tu ești vedetă, PC? Poftim? Dar tu cine ești? Că nu te cunosc. Nu știu cine ești. Te-ai apărut și tu la Antena 1 acum? Da. Cine ești? Că nu te știe lumea. Nu trebuie. Hai să mă Mirela cunoști, stai liniștită. Păi mulțumesc de Antena 1, că ești aici. Nu doresc să te cunosc. Chiar nu stai liniște că n-aduci nicio audiență fiind în platou acolo. Oricum, să vede după tine că ești o țărancă care ești moartă. Nu, te rog eu, Nikita, te rog, nu putem continua așa. Și asta n-a fost tot. La Capatos, în emisiune, se ceartă cu sărăciile alea de ziariste și indirect, domnul Dan. Pe mine mă frapează alt lucru, altă chestie. Eu vreau pe Aurelia Petrache. Vroiam în această seară aici în emisiune, de-aia am Nikita. M-am și moi de la spital ca să vin, să nu, sunt foarte răbuvnită, Dan. Nu te supăra pe mine. Nu te supăra, dar ce-ai cu ea? Că eu știu că ce e cu ea? Foarte bună. Bun, e o femeie foarte bună, mă, lași. Băi, eu plec din emisiune, serios, nu serios, eu plec din emisiune. De ce? Numai o secundă. Și îți prinde foarte bine pentru că oricum ești nesatisfăcută. De când te știm, n-ai de trus și nu vreau n-are niciun bărbat, n-are pe nimeni, pe cuvântul meu. Și ea și Nază Lopătar. Ia uite ce sensibiloasă e cu coana asta care scrie porcării și inventează tot felul de povești. Păi e prea blândă, Nikita, dar nu-i nimic, că te prinde ea odată și odată și-ți sucește gâtul de matracucă mincinoasă ce ești. În rest, măgăoaia și-a pus în cap că e sexy și de aici până la niște poze scârboase cu pretenție de artă n-a fost decât un pas. Sunt chemată la diferite emisiuni, la diferite ședințe foto, care femeie decât marile vedete, marile staruri, eu nu sunt star, marile staruri din lumea internațională. Mai. Rochia, cum ți s-a părut? Frumoasă, frumoasă, din moment ce îmi vine, am ce să arăt, e normal, dar chestia e că nu s-a acomodat cu... Așa mi-a plăcut mie, fără pantofi, fără așa mi-a plăcut mie. E clar, oameni buni, Demi Moore aia trebuie caftită. Că ea s-a pozat prima borțoasă, de s-au apucat toate să facă pictoriale cu burta la gură. Dar să vă arătăm acum partea finală, unde măgăoaia a dat iama în prăjituri. Punem de astea, dăm doi cozonaci, punem film amandine, vreo patru, s-a crescut apetitul. Pune și eclere cu ciocolată de alea de jos. S-a crescut apetitul. Foarte bun. Cum sunt?
nemaipomenite, credeți-mă. Pentru o femeie gravidă, un asemenea desert este ceva... Dacă ești gravidă, îți cere organismul așa... Îți cere organismul dulce, da. Da, îți cere. Pofta. Ajunge numai înfulecă atâta că te ducă la sala de nașteri cu motostivuitorul. Ți-ai luat un arsenal de prăjituri? Da. Mi-am luat pentru că mi-e poftă și trebuie să am la mine, trebuie să recunosc. Nu îți cade greu la stomac? Nu-mi cade, nu. Nu cade, pentru că nu mănânc multe. Mâncând multe scade. Dacă ești gravidă, îți cere organismul așa... Îți cere organismul dulce, da. Da, îți cere. Pofta. Scumpa mea, te-am adus la această cofetărie pentru că vreau să spun ceva. Oh, vai, dragul meu, de când așteptam? Chiar mă întrebam când... Mi-e foame! Vreau ceva bun! Vreau sigur nașa! Vreau să mănânc! Fiți amabilă, doriți să vă servim cu ceva? Cu tot să vină cofetarul! Îmi pare rău, în care au o problemă. Adu-l încoace sărăcie, că te fac! Mi-e foame! Iubita mea, m-am hotărât. Vreau să spun ceva. Vrei... Vrei să-mi dai mie din prăjitura sau? Nu pot că mă bate! Uitați, l-am adus! Vă rog, domnule Nichita! Uitați ce mi-a făcut data trecută! Păi ce să-ți fac sărăție dacă țineai prăjitura în mână? Plângeam când te vedeam așa sărăție! Ia-mă și amândoi după prăjituri! Mi-e foame, vreau tot ce aveți aici, mi-e foame! Iubita mea, m-am hotărât! Vrei să fii soția mea? Da, dar de ce vrei asta? Pentru că ești o bomboană, o dulceață de fată, ești mierea sufletului meu, ești zahărul clipelor noastre, ești o bombonică, ești o ciocolată de... Ce faci, domne? Păi o mănânc că mi-ai făcut poftă cu dulcecăriile tale, ce să fac? Mi-au făcut! Alătorcă-mi ca oana! Ne poate noroc cu noaptea albă a muzeilor, că mai scap și eu de măta mare, că mi-a făcut nopțile albe cu sfărăienile ei. M-am saturat. Da, tata-i, da. Dar e sigur că aici e muzeu? Aici e muzeu, zic eu, că am mai făcut... Ușor, tata-i, cu încetici jos, asta. Mă rog, ce vor fi întunericul ăsta, zic, noaptea albă a muzei. Ia, aici cred că am ajuns. Dar uite clanța, tata-i, uite clanța, ce vor fi jumătatea acolo. Cine e acolo? Pentru muzeu am venit, niște vizitatori suntem. Sigur nu sunteți de la DNA? Sigur, dar ce muzeu e ăsta? Păi, pe stradă Zâmbărcean e un singur muzeu și anume al meu. Da, Dana, imediat. Mă scuzați, nu vă pot arăta Tizianul meu chinezesc acum. Da. Dana e ocupată. Numără ouăle. La revedere. Auzi, tata, e? Dar cine e nenea? Că nu știu, cine e nenea? Nimeni. Înainte era cineva. Acuia e nimeni. Nimeni. Auzi, mai bine să mergem la Cotroceni, că e ziua porților deschise, da? Hai. Ușor, tata-i. Stimați vizitatori, aici este Palatul Cotroceni, reședința de lucru a președinților români. Știu că am mai fost. Stai mă cu mintea, copilă, stai cu mintea, mă. Reședința de relaxare se află peste drum la Golden Schlitz, dar din păcate este renovată. Așa, dar asta ce e? Sala? Nu deschideți, e o sală specială cu dosare. Dosare, sală cu dosare. Ia uite, băi, nene, dosarul lui Năstase, arestarea lui Becali și înțelegerea cu Hrebenciuc. Da, haideți să fim mai departe, neinteresant. Unde doriți să mergeți? Păi, sala Riesling. Hai, mă, merg mai departe. Sala Tămâioașă, merg mai departe. Da. Sala Nebloț, mai departe. Ia să vedem ce e așa. Terasa cu șpriț, hai mă, copile. Uite, aici aș vrea. Nu deschideți aici, vă rog frumos. De ce să mă lăsați? Lăsați că e un cabinet de lucru, vă rog mult. De ce lucru? Văd, ce scandal e aici? Ne scuzați, e ziua iilor deschise, porților deschise. Tataie, doamna făcea sex. Vai de mine, nu făceam sex, băiatule. Discutam doar un program turistic cu domnul președinte. Dragă, hai să mi arăți frumusețile. Frumusețile patriei să mi-l arăți. Hai să mergem la sala CSAT. Ia-o-te mai. Tataie? Dar ce înseamnă CSAT? CSAT? Da. Crama specială a lui Traian. Ce zile ale porților deschise am mai prins eu aici. De exemplu... Iar aici este sala Moscova, unde președintele Iliescu primește vizitele oficiale. Spasiva, tovarăș Iliescu. Vezi, camarade Engels,
Avem încredere totală în tovarășul Iescu. Herr Marx, doctrina noastră va supraviețui. Iar aici, președintele Constantinescu îi primește pe cei 15.000 de specialiști. Nu deschideți, nu e nimic. Mama mea e florereasă. Iar aici este sala 10%, așa se numește de când președintele a cumpărat palatul pe persoană fizică. Extraordinar. Da, da, da. Ați adus banii? Da. Păcat că numai e și bunicul să-l vadă pe noul președinte. Îmi pare rău, da. Deci, bună ziua la toată lumea care a venit în vizită. Să trăiți, domn președinte. Ca să vă spun cam cum este tarifele aici la noi. Deci, în primul rând, puteți să dați 1.000.000 de lei evangelizați pentru o vizită cu ghid sau 800.000 de lei evangelizați pentru o vizită fără ghid, care preferați dumneavoastră, care vreți să o aveți. Deci, clar. Eu, uitați, 1.000.000. Așa, deci numai bancheși. Mâna mă. Deci, să vă spun, deci în banii ăștia puteți să vizitați următoarele săli care le avem aici. Deci avem sala miniștilor garantați, da, care e în zonă. Avem sala licitațiilor trucate, care le avem și pe astea în zonă. Și avem sala abecedarului Iars. Da, da. Deci, care este cele mai bune săli, da, pe care, adică, pe care cam greșit acum, că m-am și enervat. În ceea ce privește bugetul... Ușor, domn președinte, ușor. Să vă ajut, așa. Ia, că-l duc acasă. Deci, de-aia sunt cel mai puternic om din România care sunt. Că n-am treabă cu greutatea care o am în sac. Să trăiți, domn președinte. Să trăiți, sănătate. Astăzi, pe 1 iunie, când sărbătorim ziua azilului, v-am pregătit o surpriză. Ia mâna! O striptoză! O striptoză! Ce să facem cu o friptioză? O pun, bă! Să aruncăm cu genul în aia! O friptioză, măi, boșorogilor! O striptoză! Eu nu mai știu la ce să folosește striptoza! Hai, da, în sfârșit, să ne uităm la sierge! Eu vreau primul! Dragilor, Alina Oraru o să vă danseze acum! Ne-am văzut de mult niște bărbați așa bătrâni și fără bani! Cine vrea să-i dansez primul în poală? Ți-am zis-o că e oală, friptioza e oală, primim cartofi prăjiți. Hai de zintatii sunteți, uite, o să încep cu tine. Bă, bă, că trăit, Stiuan Camazonii, mă vrea să le secrete. Hai, dragă, ce secrete? Crede-mă că le știu pe toate, n-am niciun secret nou de descoperit. Ți-am zis eu. Nu vă supără, n-ați vrea să veniți să vă uitați și la secretul meu? Dar nu mai știu cum se folosește, nu? O să încep cu dumneata cu un dans, că am văzut că ești mai liniștit. Puteți să mă îmbrățișați? Sigurul sunt nicări, cum l-o așa, cer. Acum cu mâinile în jurul ghetului, așa, și strânge-mă tare. Uite, uite, își anguleze sărit, alături o mare pe toți. Balcoane, da, păi are și balcoanele. Nu știu la ce să folosesc balcoanele. Macaroane, zici, nu ne mai dă cartofi frăjiți? Fata, eu m-am plictisit, cred că am plecat, nu... A, ați zis atentat, eu l-am atentat! N-am eu cu ăsta! Am zis și pe mine m-a atentat, dar de mult m-a atentat. Gata, dragilor, da. Alina pleacă, faceți-i cu mâna! Auziți, eu zic să-și facă singură, că noi avem Parkinson! Ce legume! Deci legume, nu măcarări și nici cartoți! V-am zis-o că nu-i dă toate legume! Nu legume, nu legume, nu legume.